Direcția de asistență socială Râmnicu Sărat lansează prima ediție a campaniei de 1 iunie Dăruiește zâmbete, demarată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Campania își propune să aducă bucurie în sufletele a zeci de copii din familii defavorizate. Până la sfârșitul acestei luni, toți cei care vor să dăruiască micuților jucării, cărți și dulciuri sunt așteptați la sediul Direcției de Asistență Socială din strada Tudor Vladimirescu de luni până joi, între orele 8-16.30, iar vineri între orele 8-14. Având în vedere că se apropie 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Direcția de Asistență Socială a inițiat o campanie care se adresează micuților, prin care dorim să aducem un zâmbet pe chipul lor. Persoanele care vor să facă o mică bucurie copiilor pot dona articole de îmbrăcăminte, jucării, rechizite, dar și dulciuri. Donatorii pot obține mai multe informații apelând numărul de telefon al Direcției de Asistență Socială din Râmnicu Sărat 0238-567-010. Noi suntem în măsură să putem primi donații din partea acelor oameni care doresc să se implice în campania noastră și care vor să vină alături de noi. Pot veni cu donațiile la sediul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat, situată pe strada Tudor Vladimirescu numărul 35. Donațiile, rugămintea noastră este să constea în jucării și dulciuri în principal și eventual hăinuțe, dacă se poate, hăinuțe noi sau foarte puțin uzate. În ultimii ani, Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat a demarat și alte campanii similare cu ocazia marilor sărbători de peste an.